În 2005, Veceslav Nirka a făcut-o pe Dinamo Tiraspol campioană, dar apoi a mers să antreneze în Ucraina, la Locomotiv Kiev. Din 2009 a ajuns în Rusia, unde este selecționerul național de volei pe plajă. A concurat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2012 și 2016. La Rio, elevii săi au fost la un pas de a urca pe podium. Как и у любого спортсмена и тренера, это медали Олимпиады. Îmi doresc o medalie la Jocurile Olimpice. Am fost foarte aproape de podium la Rio, dar sunt optimist. Acum în Rusia se dezvoltă voleiul pe plajă. Există tineri de mare perspectivă, care anul acesta au câștigat campionatul mondial printre tineret. Și naționala de seniori a Rusiei s-a remarcat anul curent, cucerind medalia de bronz la campionatul mondial.